Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Celebra trecere de pieton din Suceava, care ducea direct într-un zid, a fost refăcută după ce tot internetul s-a amuzat de situație. Acum noua trecere de pieton duce în același vechi zid. Nu cred. Ba, da. În ce sens au refăcut-o? Au refăcut-o, este, să explic imediat, oricum repar faptul că tradițiile trebuie apărate. E vorba de o traversare făcută acum ceva timp undeva în zona Casei Cărții. Pentru cei care știu Suceava, Suceava. Pentru cei care nu, să mergeți acolo, să vedeți minunea. E o capcană suplimentară trecerea asta de pieton care se oprește în zid pentru cei care umblă walking cărți. Ați văzut ce multe persoane merg pe stradă citind cărți, așa, deschizându-și mintea. Cărți mobile. Da, mobile. Bun. Și se știe că de la citit multe doare capul și se înroșesc ochii. Municipalitatea și-a luat avânt și, cum ziceam, a trecut la o refacere amplă a zonei. Modernizare, vopsire, zugrăvire, tot ce trebuie. Și, cum spuneam, vechea trecere de pieton, care era cam uzată, după atâta timp, a fost refăcută. Vopsită nouă, asta înseamnă. Este practic, totul e foarte frumos. Acum e vopsea nouă albă și dă în acela zi. Dar e nou-nouță. E o plăcere să te uiți la ea, doar că de folosit este mai greu. Viceprimarul s-a înfuriat, a zis că e bătaie de joc, nu știu ce, vor suporta consecințele și zice, de asemenea, cei din cadrul primăriei responsabili de aceste lucrări vor da notă explicativă în scris pentru cele întâmplate. Scoateți o foaie de hârtie și scriți. Funcționarii sunt au o lună de extemporan. Dar asta e nimic. Aveam și noi o trecere de pieton chiar aici lângă radio la permise. Așa dacă e, acum s-a modificat. S-au pus semafoare, s-au mai... S-a mutat. S-au... Da, s-a mutat cumva. 20 de metri mai într-o parte. Așa, dar trecerea aia de pieton pleca de aici, de la noi, de, la... Da. De unde facem emisie și traversând spre permise, la permise erau două intrări foarte mari, intrau și mașinile. Da. Una stânga, una dreapta. E, trecerea de pietoni a fost calculată astfel încât să vină fix în mijloc, și se oprea într-un zid. În zid, exact. Iar pe partea respectivă nu era nici trotuar, ca să zici că poți să era o plăcere. Deci, practic, asta era, aici este un drum de trei benzi foarte circulat. Uh-huh. Asta e unul dintre lucrurile care descrie țara noastră și modul în care funcționează România. La direcția de permise din București și județul Ilfov, traversai practic ilegal. Te opreai pe drum nicăieri. Asta descrie România. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.